ați venit la Biz Power. Mă bucur să ne revedem la o nouă emisiune și mă bucur în special pentru că astăzi vorbim despre leadership și vorbim despre cât de mult contează să-ți faci un plan de carieră și să crezi și să iubești ceea ce faci. Invitatul meu de astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți CEO din România, un CEO din zona de retail și mă bucur foarte mult să-l am alături în studio pe Daniel Gross. Bine ai venit, Daniel! Bine te-am găsit, Marta, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ești alături de noi și îmi place foarte mult povestea ta. Ești angajatul cu numărul 19, care în momentul în care a venit Penny în România, ai aplicat și te-ai angajat la ei și ai ajuns în scurt timp CEO. Ai avut acest plan de la început sau lucrurile, nu știu, s-au accelerat așa pe parcurs? Mi-am dorit din facultate să devin manager și evident sunt un tip ambițios, deci am țintit cât mai sus. Cu siguranță, acum 23 de ani când am început în zona de IT, nu mă gândeam că o să ajung așa de departe, dar cu siguranță pe parcurs lucrurile s-au cristalizat în direcția bună și s-a și întâmplat la un moment dat. Crezi în această poveste cu planul de carieră? Că îți propui și dacă îți propui ceva se întâmplă și trebuie să faci pași în direcția respectivă? Eu cred că trebuie să crezi. Cred că să crezi în tine și dacă crezi în tine și mai adaugi la asta și foarte, foarte multă muncă și disciplină, la un moment dat se creează o traiectorie, un trend, zicem, în business. Și da, crede în planul ăsta, dar cu o bandă mare, pentru că se pot întâmpla multe de-a lungul vieții. Sunt de acord și mi se pare că ori de câte ori am un CEO alături în emisiune și vorbim despre cum ajungi în această funcție și despre ce este nevoie, toată lumea spune că e nevoie de multă muncă și de răbdare, de timp, știi? Și mi se pare că trebuie să accentuăm acest mesaj pentru că generația tânără vine și vrea totul acum, repede, dacă se poate, peste noapte și nu se pot întâmpla multe dintre lucrurile pe care le dorim peste noapte. Cum au fost cei 23 de ani de experiență în retail pentru tine? Senzațional. Am avut ocazia să fac totul și când spun să fac totul, chiar am fost implicat în toate departamentele unei companii de retail. Am început la IT, dar am fost în controlling, am fost în finance, am fost în expansiune, am fost în vânzări, în achiziții, în marketing. Am fost peste tot și asta mi-a dat pe urmă și puterea să cred că pot la un moment dat să coordonez ca parte a echipei business-ul de aici. Dacă ar fi să te uiți în urmă, care dintre joburi, din ce departament ți s-a părut că a fost cel mai intens, cel mai greu? Sau acum este? Cel mai greu eu cred că este la vânzări, e în magazine. Pentru că acolo ne întâlnim cu clientul. Acolo avem pe lângă client toți ceilalți stakeholderi prezent și cred că cel mai greu job e în vânzări. Cu siguranță însă provocări există în absolut toate departamentele și există momente când fiecare are cel mai greu. Știu, de cele mai multe ori oamenii cred și am văzut-o și la angajații mei și la oamenii care colaborez că rolul lor și jobul lor este cel mai greu. Toate celelalte un pic sunt mai ușoare și iau și noroc ceilalți, știi, dar ție ți-e cel mai greu. Și de asta te-am întrebat, pentru că e important, tocmai că ai trecut prin mai multe departamente, să-ți văd ce impresie ai avut. România a reușit în ultimii 2 ani să crească foarte, foarte mult. Bine, suntem pe un trend crescător de ceva vreme, dar suntem cei mai cheltuitori din ce arată studiile, aproape cei mai cheltuitori din Europa. Cum vezi tu retail-ul acum, uite, în 2024? Chiar așa se consumă, toată lumea umple coșul. România a crescut frumos în ultimii 2 ani, dar România a crescut frumos și în ultimii 20 de ani. Avem cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, nu prea povestim despre asta, cea mai mare creștere agregată și evident creșterea asta a adus cu sine bunăstare pe care mai mult sau mai puțin o simțim și în buzunarele noastre, iar această bunăstare s-a dus în consum. Și asta, până la urmă, e un lucru bun pentru că consumul creează și el valoare adăugată și ne duce mai departe. De asta eu cred că e un lucru bun. Că suntem noi cei mai cheltuitori, eu nu am statistica asta,
A fost zilele trecute la televizor. Da. Nu am statistica asta, ce pot să spun este însă că în România încă prețurile sunt semnificativ mai bune față de celelalte țări și că valoarea pe care, cu care o dăm pe produse e, e bună. E bună. Deci se pare că o să fie un an bun pentru retailer, în special pentru voi. Ce pot să spun este că venim într-adevăr după niște ani cu foarte multe provocări, dar care au fost ani buni. Eu îl văd anul ăsta mai greu. Îl văd mai greu pentru că piața este foarte, foarte competitivă. Avem și în anumite zone deflație. Iar deflația, deși pare un lucru bun pe termen scurt pentru client, pe termen lung pune presiune pe organizație pentru că trebuie să mulți marfa la același volum cu o valoare mai mică și asta presupune costuri relativ la vânzare mai mari. Și datorită acestui lucru, eu cred că o să fie un an destul de complicat pentru industrie, fără a fi un an mai puțin bun. Cred că o să fie în continuare un an bun, doar că mai greu. Ne-am cam obișnuit, cred că psihic, să fie mereu mai greu. Cu toți sperăm să fie un an mai bun. Am înțeles că la începutul anului cuvântul era blând. Toți ne doream un an mai blând. Vom vedea. Se anunță și alegerile, să spunem așa, destul de tumultos. Vom vedea dacă va fi într-adevăr un an blând sau nu cu noi. Aș vrea să te întreb despre proiectul vostru, care mie îmi place foarte mult, 100 de idei de business pentru România, pe care l-ați făcut sub umbrela Triplu Ro. Voi sunteți foarte aproape de producătorii români și aveți în magazine mulți producători. De ce ați lansat acest proiect? Plecăm de la, în primul rând, de la client. Clientul își dorește să cumpere românește. Și asta e un avantaj foarte mare, pentru că asta presupune imediat piață. În al doilea rând, noi, cumpărând din apropiere, avem ocazia să acționăm mai sustenabil, că tot ceea ce vine din apropiere presupune logistică mai scurtă și automat consum de, de dioxid de carbon la final mai mic. În al treilea rând, românii preferă gustul românesc și atunci iese tot din zona de client. În al patrulea rând, contează și prospețimea, fiind mai aproape, ai de foarte multe ori ocazia să fie produsul și mai proaspăt. Și nu în ultimul rând, ceea ce e foarte, foarte important, este că dacă cumpărăm de aici, valoarea adăugată rămâne în țară și asta presupune că pe termen lung crește și business-ul nostru mai mult. Mai mult, dacă facem asta consecvent, avem ocazia pe termen ceva mai lung să reducem și deficitul. Asta e o problemă macroeconomică, dar care pleacă din dorința de a consuma local sau din dorința, din nevoia, nu? Posibilitatea. Pentru că de multe ori nu ajunge doar să fie dorință, trebuie să fie și, putință. Competența cu și putință. Și pe multe zone încă există deficit și nu avem cum să-l compensăm. Cel mai bun exemplu este în zona de carne de porc, unde 80% din carne vine de afară. În pofid, 80% din carnea de porc consumată în România, da, vine de afară. În pofida faptului, de exemplu, noi la Penny avem 100% carne românească. Dar nu știam, este un procent carne uriaș. Proaspătă, este carnea proaspătă pe care o cumpărăm, o putem cumpăra din magazinele Penny, este 100% românească. Suplimentar mai sunt și măcelările partenere unde preponderent este carne din surse locale. Cu toate astea, cea mai mare parte din tot ce se consumă în România vine din import. Da, poți să-mi explici de ce? Există o problemă structurală legată de pesta porcină și foarte, foarte multă zootehnie a dispărut, în principal în zona de suine.
a dispărut din România și acum să se refacă toată infrastructura asta durează mult. Da. Nu merge așa. Da, da. Dar eu cred că cu timpul lucrurile pot deveni din ce în ce mai bune. De altfel trebuie să credem că se poate, pentru că suntem o țară care are foarte mult potențial agricol și, cum spuneam mai devreme, clienții sunt aici și vor românește. Ar trebui să fie și posibil să facem sourcing-ul vertical în România. Mm-hmm. Sper să se întâmple, pentru că da, eu eram convinsă că nu sunt așa de mari procentele. Și tocmai pentru că știu că voi v-ați propus ca până la finalul anului 60% dintre produse să fie din România, aș vrea să te întreb în ce stadiu sunteți? Este realist acest plan? Vreau să completez un pic. Produse din România. Din România poate însemna foarte mult. Poate însemna doar împachetat în România și venit afară. Noi când venit restul ingredientului principal din afară, noi când zicem triplu ro, vorbim de marfa să fie cu ingredientul principal din România, produs în România, să fie procesare intermediară, orice fel de procesare intermediară pe teritoriul României și să fie și împachetarea în România. Deci tot procesul de creare de valoare să fie în țară, pentru că de multe ori se întâmplă să avem produse în România, dar de fapt toată materia primă sau tot procesul intermediar de creare de valoare să fie în altă parte. De asta noi ne-am propus să ajungem la 60% triplu RO. Noi în momentul de față avem peste 67% din produsele din Penny sunt produse în România, dar nu sunt triplu RO. Da. Ne-am propus la 60%, nu cred că o să ajungem, în pofida tuturor strădanilor noastre, probabil că nu o să ajungem la 60%, dar ne apropiem, creștem, probabil că o să fim undeva la 50 și ceva la sută, nu cred că o să ajungem la 60%, pentru că noi am împărțit pe fiecare categorie în parte unde există potențial să producem și unele lucruri nu se pot rezolva așa de repede. Am dat exemplu cărnii de porc, unde e nevoie de mult mai mult timp până când producătorii o să fie în măsură să facă lanțul valoric pe teritoriul țării, pentru că lipsește materia primă. Eu sunt de părere că dacă ai un target și te duci spre el și ești aproape de el, deja ești cu un picior înainte și ești foarte bine și, cum să spun, știi în ce direcție mergi. De multe ori, ca români, uităm să avem un target. Noi ne dorim lucruri, dar nu ne și propunem să facem anumiți pași foarte clari cu anumite rezultate. De aceea, mie mi se pare foarte frumos programul și mi se pare foarte puternic că aveți acest principiu, 60% în anul acesta. Și știi cum e, nu îl îndepliniți în 2024, în 2025 cu siguranță va fi acolo. Încolo ne ducem. Ce putem să spunem este că noi nu putem singuri. Noi nu putem singuri pentru că noi suntem doar la capătul lanțului valoric. Avem nevoie de parteneri, avem nevoie de toți stakeholderii pentru ca toată verticala se întâmple în România. Pentru că noi cumpărăm marfă și noi am zis, vrem românesc, clienții vor românesc, dar clienții vor competitiv. Și trebuie să ne plească în cumulativ cele două condiții, românești competitiv, și atunci ajungem acolo. Vorbește-mi un pic și de mărcile proprii. Care sunt beneficiile pentru clienți atunci când voi veni și oferiți mărci proprii? Mărcile proprii sunt complementare brandurilor. Nu sunt inventate în România, sunt în toate țările dezvoltate. De multe ori chiar companiile care produc brand produc și mărci proprii pentru că au capacități de producție pe care trebuie să le folosească optim. Și atunci o parte merge spre brand și o parte merge spre marcă proprie. Diferența principală între brand și marcă proprie vine la faptul că în cazul brandului clientul acordă încrederea principală brandului, în timp ce în cazul mărcilor proprii încrederea vine la retailer. Mai există, că nu este doar credința, există și realitatea că mărcile proprii sunt ceva mai competitive pentru că au o altă formă de producție. În principal sunt mai puține overhead-uri venite din marketing, din vânzări și așa mai departe. Se contractează pe termen lung. Nu este marfă care o comanzi imediat. În general îți asumi
niște cantități pe termen de un an de zile, de multe ori sunt contracte făcute pe mai mulți ani și atunci evident că și furnizorii la rândul lor pot să-și contracteze materiile prime astfel încât să iasă la un preț mai bun. Și nu în ultimul rând, bărcile proprii au și avantajul de a fi mai atent calculate atunci când vine vorba de client, pentru că sunt poziționate la preț mai jos și atunci au clienți mai sensibili la tot ce înseamnă pricing. Plus că ele contribuie la dezvoltarea sustenabilă a business-ului, nu? Nu mai vorbim de asta, că la fel ca și în cadrul oricărui brand, preferăm să luăm cât mai aproape de noi, din motivele expuse mai devreme, pentru că în final ne ajută. Aș vrea să mergem spre direcția de leadership pe care o anunțam la început. Coordonezi, conduci, cum vrem noi să-i spunem, 7500 de angajați. Și ai fost unul dintre ei și știi cum este. Care sunt, să spunem așa, provocările cu care te lupți? E greu, e ușor? Cum ți se pare jobul tău? Îmi iubesc jobul. Nu e deloc greu. Sigur, avem în fiecare zi provocări, dar eu mă simt foarte bine. Eu spun de multe ori, la Penny sunt acasă. Am colegi extraordinari cu care facem echipă și de obicei când ești într-o echipă care funcționează, indiferent cât sunt de mari provocările, cumva nu pare niciodată greu. Da, vezi, este... Eu înțeleg perfect. Atunci când iubești ce faci și când ai o echipă alături de tine, ți se pare că e ușor. Multă lume mă întreabă și pe mine același lucru. Dar totuși, sunt mari provocări să poți să faci leadership, să conduci o echipă, să le spui în special, poate și ce nu vor să audă și ce trebuie să mai facă în plus. Care sunt valorile după care te ghidezi? În primul rând, integritate. Pentru că cu integritate câștigi respect. Și pe urmă, transparență, încredere, pentru că oamenii suntem la final doar oameni și atunci ceea ce funcționează în orice relație funcționează și la birou. Când vorbim despre lucruri lucruri care trebuie îmbunătățite, unde există potențial, important este să dai feedback-ul cât mai clar, să te asiguri că cel care primește acest feedback l-a și înțeles și l-a și recepționat bine, l-a și cumva interiorizat, pentru că dacă nu l-a interiorizat trebuie reluat procesul. Și în medie, cel puțin asta funcționează la mine, trebuie să existe totdeauna relație. Trebuie să existe relație și relația asta să fie pozitivă în cea mai mare parte a timpului. Și atunci treci peste toate greutățile. Câte ore are ziua ta de lucru? În jur de, hai să zic, 10-12 ore, dar mai aproape de 10 totuși. Mai aproape de 10. Reușești să menții așa un echilibru între viața personală și viața profesională? Da, sunt 7 zile pe săptămână și eu lucrez 5. În partea de weekenduri sunt aproape de fiecare dată cu familia. Am o soție deosebită care se ocupă de tot ceea ce înseamnă restul în partea de familie și da, funcționează. Eu nu văd viața separată între servici și acasă, ci am o singură viață pe care încerc să o împlinesc și să mă simt bine pe tot parcursul unei zile. Și încercând să am cât mai multe motive de sărbătoare, de bucurie. Băi, sper să găsești cât mai multe și știi cum e, în momentul în care îți propui și vrei să găsești momente de bucurie și de sărbătoare, le găsești. Atunci când te plângi și nu-ți convine nimic, nu mai găsești nimic. Oamenii visează la succes, își doresc, uite, poziția ta, își doresc să aibă succes. Ce este pentru tine succesul? Te consideri un om de succes? Mă consider un om de succes în măsura în care mă bucur de viață. Pentru mine important e să existe momente în care, de care să fii mândru,
momente de care să te uiți, să te uiți înainte și să-ți vină un zâmbet și am foarte multe momente din astea. Există foarte multe bucurii și până la urmă, cred că ăsta e succesul. Nu știu, eu văd multe lucruri pozitive în tot ceea ce mă înconjoară și cred că da. Și mie mi se pare că mare parte din succesul pe care trebuie să-l simțim sau contează pentru noi constă în acele bucurii pe care ni le facem sau pe care le vedem. Banii sunt importanți pentru tine? Sunt o componentă a succesului? Banii sunt o formă a valorii. A valorii. Mă întreabă lumea dacă e important salariul. Evident că e important orice formă de numerație pentru că este o recunoaștere. Este o formă monetară a recunoașterii. În rest, pentru mine urmăresc crearea de valoare și banii sunt doar o formă de a o cuantifica. Asta a contat întotdeauna pentru toată lumea și contează banii și îmi place să întreb fiecare invitat ce sunt banii pentru, ce este pentru fiecare invitat banul și ce înseamnă, pentru că am avut niște răspunsuri foarte frumoase și mi-a plăcut foarte mult să văd pentru fiecare cum, unde atinge, ce atinge în sufletul unui om această întrebare. Ce faci tu în timpul liber? Cum te relaxezi? Am spus puțin, în primul rând cu familia. Am o familie minunată, doi copii. În weekend stau în mare parte cu ei. Și fac sport, alerg în principal acum. Da, mi-ai povestit că alergi la semi-maraton. De când ai început să alergi? Nu de foarte mult timp. Vorbesc așa să mă pregătesc pentru semaforul de vreo un an și ceva. De vreo un an și ceva, aproape 2 ani acum de când m-am apucat. Nu de mult, dar începe să mă prindă. Și asta fac aproape în fiecare zi, puțin alergare. Citesc, dar tot așa puțin în fiecare zi. Joci fotbal? Te întreb pentru că voi sunteți sponsor al echipei naționale și pentru că am făcut și un proiect foarte frumos împreună și sper că vom mai face și ați adus mai aproape sportul de clienți, de români și atunci de asta te întrebam dacă joci și fotbal. Nu joc fotbal sau nu mai joc fotbal, joc foarte rar. Când eram mai tânăr chiar jucam mult fotbal. Dar sunt pasionat de fotbal, îmi place fotbal, mă uit mult la fotbal, fiul meu joacă fotbal la copii. Deci fotbalul face parte din viața noastră și noi suntem foarte bucuroși că avem ocazia să fim sponsorul principal al echipei naționale a României. Suntem bucuroși acum că după atâția ani în care am fost acolo alături la greu, suntem și martorii să fim la bine, sperăm să fie și mai bine acum peste în curând, două da. Luni. Da, da, da. Cum vezi rolul companiei în promovarea sportului și a sănătății în rândul comunității locale? Noi, pe lângă sponsorizarea echipei naționale și de fapt nu numai echipei naționale, a tuturor celor 19 naționale de fotbal ale României, inclusiv e-fotbal sponsorizăm, noi ne-am implicat și în ceea ce am numit Liga Punctelor Penny, în care am ajuns în fiecare comunitate și am încercat să implicăm clienții noștri în a sprijini cluburile locale. Dar fotbalul este doar o bucată din ceea ce implicarea noastră în comunitate. Eu cred personal și noi Penny credem foarte mult în educație. Sportul este doar educație fizică, așa se numea mai pe vremuri la școală, dar credem și în educația școlară, și în educația financiară, și în educația culturală. Mai nou am început niște activități acolo, tocmai am fost la Masiv pentru prima oară sponsor în zona culturală și o să mai urmeze niște surprize foarte frumoase. Deci tot 360 educație e important pentru noi. Știu că aveți un alt plan pentru acest an. Numărați acum peste 300 de magazine și în strategia voastră ați vrea să închideți anul cu aproape 400 sau chiar peste 400. Cum sunteți cu planurile?
ca să nu pară că facem atât de multe anul ăsta, avem deja 377 de magazine. Deci, dacă deja în martie. Acum, cu siguranță, anul ăsta o să depășim 400 de magazine. E un milestone pe care ni le-am propus, apropo de ce ziceai tu de obiective. Noi am zis în 2014 că o să facem 400 de magazine până în 2025. Reușim cu un an mai devreme, dar e doar o etapă. Ne-am propus să ajungem la 619 magazine până în 2029. De unde ați fost 19? E calculat. De la angajat numărul 19? Nu, e fix, e pe plan. Avem, din cauza că le avem pe plan, așa vin și bugetele făcute, că avem bugete multianuale. Și asta e doar ultima cifră pe care am comunicat-o. Planurile noastre se duc deja către orizontul 2035 și cu siguranță este mult potențial, foarte mult potențial. România e încă la început. E încă la început, mai avem... Contează mult faptul că sunteți o companie cu esență germană? Adică totuși voi aveți planuri până în 2035, mi se pare chiar foarte tare. Expansiunea nu se face de pe zi pe alta. Deci ce deschidem în 2024 e pregătit de prin 2021-2022. Așa funcționează, mai ales că cea mai mare parte a magazinelor noastre sunt construcții de la zero. Cine și-a construit o casă știe, începe cu achiziția terenului, due diligence, autorizație și așa mai departe. Durează mult timp, de asta avem nevoie de planificare pe termen mai lung. Nu știu să spun, pentru că aproape toată cariera mea am lucrat pentru firme germane, nu știu să, n-am așa multă comparație cu alte organizații. Ce pot să spun este că ne place să planificăm, pentru că așa ne putem și automăsura și câteodată și autodepăși. Mie îmi place foarte mult să ai un plan, îmi place foarte mult să ai un target și să mergi spre el. Mi se pare că este modul prin care tu singur te motivezi să ajungi acolo și arăți că poți. Și am văzut foarte mult acest lucru la femei. Normal, la companiile nemțești, că e firesc, sunt foarte organizați și la cele elvețiene. Dar și la cele americane am observat că se întâmplă acest lucru. Ultima mea întrebare, totul se întâmplă pe fast forward, totul se întâmplă imediat. Cum sunteți voi pregătiți să luptați cu schimbarea, să luptați cu tot ce este nou? Aveți un departament special? Sunteți pur și simplu, v-ați obișnuit cu tot ce înseamnă schimbare? Nu avem un departament special. Ce pot să spun este că cumva dacă lucrez în retail, în germană se zice Wandel ist Handel, Handel ist Wandel, adică retailul e schimbare, face parte din ADN-ul nostru. Dacă n-ar fi schimbare, ar fi neobișnuit. Ne place schimbarea, având, am zis 377 de magazine, dar avem în jur de 2.700.000 de clienți pe săptămână în toată țara. Deci se întâmplă, nu există niciun moment în care să nu existe, să se întâmple ceva. Și atunci, practic, ești într-o continuă mișcare și atunci când ești în dinamică, schimbarea nu te afectează așa de mult. Deci face parte din viața noastră. Îți mulțumesc foarte mult, Daniel, pentru deschidere și pentru prezența la emisiune. Mult succes cu toate planurile pe care le aveți. Felicitări pentru că, uite, vă atingeți acest target mai devreme de 2025. Și ce să zic, să ne vedem la aniversarea celor 400 de magazine. Chiar... Sper să ne vedem acolo, că o să facem o conferință, probabil, exact la magazinul 400. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Marta. Sper că v-a plăcut emisiunea și că ați aflat informații noi, atât pe partea de leadership, cât pe partea de retail. Și ne vedem cu bine și cu mare drag la următoarea emisiune. La revedere!